Mam. Mam, altceva. Salutare, dragi iubitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi face un material blană. După cum probabil ați auzit în materialul precedent din competițiile sportive, am ieșit campion național la clasa CT în campionatul național de super rally cu al nostru BMW 46. Și pentru că am mers la clasa CT, am hotărât astăzi cu ajutorul cumnățelului meu Bogdanel să fac un test, să merg, să văd cum îmi place sau primul contact, de fapt, cu un GT adevărat. Mai exact, astăzi luăm primul contact cu un Ligier GT4. Am ajuns. Ia vedeți ce frumoase sunt. Tu ești în întâia, mașina asta pe loc nu îmi pleacă. Am echipat mașina, acum a intrat, uite, pe acolo prin spate. Sunt curios să văd, să merg cu așa ceva. Ia uite ce frumoasă e. Ăsta e un GT adevărat. De ce? Că nu-i plac de nivelările, dar... Mam, altceva. Uai, cum ține fundul. Uai. În sfârșit, a? Să vin pe partea aia, să o strâng un pic pe aia prima. Uai. Zi, bă. Mamă, cum e scaunul. Thank you.
Intrăm din nou. Mai vreau să fac 2-3 tururi. Vreau să fac una, un pic mai repede. Nu, că le strâng. Băi, mișto. Foarte mișto. Mă impresionează fața. Cât de precisă e fața. Da? Nu știu să frânez. Pentru că e un mix foarte... Adică acum am vrut să frânez un pic mai târziu și n-am frânat tare. M-am c***at direct. Tare. Foarte mișto scaune. Foarte tare. Cât de mult contează. Gata, am terminat la circuit. Foarte mișto. A fost așa, cred că e prima dată când merg la circuit, să merg chill așa. E foarte mișto să mergi cu o mașină de curse, să te plimbi, pentru că e super mega precisă și îți dă așa un sentiment foarte fain. Deci îmi place ideea de GT. Nu-mi dau seama în ce direcție vom apuca în perioada următoare, pentru că se anunță multe schimbări în conceptul vrum. Rămâne de văzut în ce direcție apucăm. Am ajuns acasă, te invit să-mi lași în comentarii ce mașină ți-ar plăcea să vezi ca mașină de curse pentru sezonul viitor. Deci lasă-o în comentarii să vedem voi în ce direcție ați apuca. Ligeu clar este o variantă, e foarte mișto mașina. Chiar este o bucurie să pilotezi așa ceva. Tocmai de asta îi mulțumesc lui Bogdanel prin intermediul acestui clip și Ligeu România. Vă mulțumesc că am avut șansa să merg cu așa ceva. Clar este un vis îndeplinit să pot să testez un asemenea vehicul. Te invit să lași un like dacă ți-a plăcut materialul. Nu uita, subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și până la următorul material. Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!